fiecare an, la nivelul Uniunii Europene, sunt înregistrate peste 7.000 de victime ale traficului de persoane, însă numărul real este mult mai mare, pentru că multe victime rămân nedeclarate. Practic, este vorba despre un comerț cu oameni în scopul exploatărilor. România este țară sursă pentru traficarea victimelor în scopul exploatării sexuale și a exploatării prin muncă forțată în Europa. Majoritatea covârșitoare sunt femei și fete și numărul bărbaților este în creștere, în special pentru muncă forțată, iar femeile și copiii cad victime cu predilecție exploatării sexuale. Dar cum prevenim, cum pedepsim traficanții și cum ajutăm victimele să revină la o viață normală? Nesatisfăcător, pentru că nu îndeplinim în totalitate nici măcar standardele minime necesare pentru eliminarea traficului de ființe umane, această sclavie modernă ce distruge mii și mii de vieți. Sunt Monica Ghiurco și vă spun bun venit la o nouă ediție, Educația la Putere, dedicată analizei unei realități de o gravitate extremă. Și urmărim pentru început un material realizat de colegul meu, Adrian Bănuță. Specialiștii spun că România este în continuare în fruntea statisticilor de trafic de persoane. Statistici care sună ca o prealarmă aeriană. 3 victime din 4 sunt femei, 1 victimă din 2 este copil, 3 victime din 5 sunt exploatate sexual. Nu a fost încă publicat raportul pentru anul 2024, dar surse din Agenția Națională împotriva traficului de persoane spun că până în 15 octombrie 2024 au fost identificate 421 de victime. Aproape 80% dintre ele sunt femei, cele mai multe minore. Anul trecut au fost descoperite 451 de victime, cu 10% mai puține față de anul 2022. Această reducere nu reflectă neapărat o scădere a numărului real de victime, ci subliniază nevoia de a îmbunătăți mecanismele de identificare și intervenție a autorităților și organizațiilor umanitare. Exploatarea sexuală rămâne principala formă de abuz, în special prin prostituție și pornografie infantilă, iar fenomenul continuă să se mute treptat în mediul online, unde cazurile de pornografie pe internet s-au dublat în 2023. La primul contact, cele mai multe victime cunoșteau identitatea celui care le aborda. 70% dintre victime au fost recrutate de către persoane aflate în cercul de cunoștințe, prieteni, vecini sau chiar rude. Oferta prezentată în procesul de recrutare a fost orientată în direcția practicării prostituției, cercetoriei sau pornografiei, o treime dintre victime primind o ofertă din aceste domenii, iar un sfert dintre victime fiind recrutate cu o ofertă de muncă. Exploatarea sexuală a victimelor prin obligarea la practicarea prostituției, cât și actele de pornografie infantilă, este cea mai întâlnită infracțiune ce a afectat peste 63% dintre victime, jumătate dintre ele fiind persoane sub 18 ani. Raportul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane din 2023 arată și o creștere a vulnerabilității copiilor, cu 5% față de anul anterior. Una din 5 victime provenind fie din centre de plasament, fie aflate în plasament familial sau în grija unor rude în momentul recrutării. Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat anul trecut un raport extrem de dur privind traficul de persoane din România, în care se spune că guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie pentru eliminarea acestui trafic. Mai mult, guvernul nu a oferit finanțare suficientă ONG-urilor pentru servicii de asistență și protecție, lăsând majoritatea victimelor fără aceste servicii și expuse riscului de a fi din nou traficate. Autoritățile au investigat, au urmărit penal și au condamnat semnificativ mai puțin traficanți. Presupusa complicitate la infracțiunile de trafic a persistat, în special în cazul oficialilor care exploatează copiii aflați în îngrijirea caselor guvernamentale sau a centrelor de plasament. Autoritățile nu au verificat indicatorii de trafic și nu au identificat în mod proactiv victimele în rândul populațiilor vulnerabile, cum ar fi solicitanții de azil, migranții sau copiii din instituțiile guvernamentale, arată raportul. Mai mult, subliniază jurnalista Dora Vulcan de la Europa Liberă, raportul arată cum justiția, anchetatorii și autoritățile de protecție a copilului din România sunt de multe ori nu doar de partea traficanților, dar și extrem de dure cu victimele, fie ele traficate pentru muncă sau sexual, maturi sau minori. Le spun bun venit invitatelor mele la această oră, doamna profesor dr. Silvia Tăbușcă de la Universitatea Română-Americană, Facultatea de Drept, director al Centrului pentru Drepturile Omului și Migrație. Bun venit, doamna profesor!
Bună seara, mulțumesc. Și doamna Cristina Guset, directorul Fundației Freedom House România, unul dintre ONG-urile care se bucură de mare credibilitate în ochii opiniei publice, tocmai prin, sau mai ales în zona de integritate și politici anticorupție. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Alături de noi, via Skype, este și doamna Monica Mihaela Știrbu, ambasadorul României în Brazilia, Guyana și Surinam. Bun venit la emisiunea Educația la Putere, doamna ambasador! Vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi, pentru că vom vorbi și despre problemele românilor din comunitățile mari care se află deja în afara țării și vom face referire la mandatul pe care l-ați avut cu ceva timp în urmă în Spania, o țară europeană în care sunt foarte mulți români și așteptăm cu interes să ne povestiți cam care au fost realitățile din punctul de vedere al acestei criminalități destul de ridicate. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Pentru început, aș adresa prima întrebare doamnei profesor, care știu că analizează de mulți ani, urmărește ce se întâmplă în zona traficului de persoane. Bine ați revenit la emisiune, pentru că am mai realizat în trecut o ediție foarte interesantă care ne-a pus pe gânduri, arătându-ne că, de fapt, nu prea avem realitatea bine reflectată în statistica oficială și sunt lucruri care, de care ne atrag atenția sau despre care ne atrag atenția și instituțiile europene. Și iată, mai nou, și raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Pornim așadar analiza unei realități extrem de dure, bazându-ne pe niște cifre, statistici, care sunt sau nu relevante? Și dacă nu sunt, de ce nu sunt? În general, capacitatea autorităților de identificare a victimelor traficului de persoane este foarte redusă. Raportul 1 din 2020 menționa că avem capacitatea să identificăm doar 1% din totalul victimelor exploatate în plan internațional. Această formă de criminalitate este a doua ca formă ascunsă după terorism. Ea este foarte aproape de noi, este în mijlocul nostru, dar dacă nu avem educația necesară pentru a identifica persoanele care sunt exploatate sau modul în care traficanții acționează, la fel ca în terorism, nu avem capacitatea de a realiza că lângă noi este o victimă sau un traficant. De aceea este foarte important ca prevenția să fie bine realizată, în special în state ca România, care oferă un fenomen, din păcate, al acestui tip de criminalitate în spațiul Uniunii Europene. Practic, la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, ultimele statistici ale Europei, arată ale Consiliului, arată că România oferă în jur de 50% din numărul de traficanți și 50% din numărul de victime. Practic, 50% din fenomenul traficului de persoane european este generat de un singur stat, la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceasta a fost unul dintre motivele pentru care România nu a reușit să intre în spațiul Schengen terestru, deoarece ultimul raport al Comisiei Europene arăta că numărul de copii români care au fost identificați ca fiind victime ale traficului de persoane în spațiul Uniunii Europene a crescut în 2 ani de 10 ori. Practic, Comisia Europeană se întreabă cum reușesc acești copii să părăsească țara în condițiile în care în acest moment avem un control la frontieră și ce se va întâmpla cu acest fenomen atunci când controlul de la frontieră va dispărea. Ne-ați spus pe gânduri și mai grav decât am reușit să ne, nu știu, să ne imaginăm noi dimensiunea acestui fenomen, pentru că, sigur, presa, jurnaliștii sunt atenți și la această zonă care este plină de povești dintre cele mai terifiante și am avut recent reluată cumva de presă o anchetă îndelungată, da, despre o anchetă penală, aș vrea să o descriu așa cum a apărut postată pe Press Hub. Macabru, și într-adevăr acesta este termenul potrivit, anchetă penală în România și în Republica Moldova pentru moartea suspectă a două soții ale lui Beniamin Lup, președintele unei asociații de combatere a traficului de persoane. Este o investigație jurnalistică realizată de Brândușa Armanca și Sorin Istrate. Cât este de ușor să investighezi din punctul de vedere al presei, care trebuie să tragă la rândul ei semnale de alarmă, să mediatizeze cazurile acestea, care trebuie să pună pe gând o întreagă societate? Cât e de greu să investighezi, să pătrunzi în lumea aceasta a traficanților, a metodelor tot mai inovative ale criminalității organizate? Aceasta este o lume ascunsă. Precum corupția este o lume ascunsă. Este foarte greu să pătrunzi în lumea lor.
Problema în această lume sunt traficanții. Și în timp ce vorbea Silvia, mi-am adus aminte de un proiect al nostru care, titlul proiectului era Recuperarea produsului infracțiunii în infracțiuni de trafic de persoane. Pentru că metoda de a descuraja, de a diminua traficul, este să combați traficanții luându-le banii. Dacă nu le iei banii, ei vor continua și din închisoare să facă același lucru. Ori România nu este capabilă să combată traficul prin prinderea traficanților și confiscarea produsului infracțiuni. De aici vine toată povestea. Până la urmă, dacă vreți, asta este o poveste care ține de limitele sistemului judiciar românesc. Și totuși, iată o dinamică exponențială, am putea să-i spunem, nu? A fenomenului, acestui flagel care se întinde din ce în ce mai mult. Adică România chiar pare să fie țara perfectă pentru așa ceva. Nu se poate. Numărul de copii traficați în 2 ani poate, să crească de 10 ori. Sunt foarte mulți copii instituționalizați. Dacă o să vă uitați pe presa unde sunt, cred că sute de articole, nu zeci, fiindcă lucrăm din 2011 pe subiectul acesta. Aproape principala sursă o reprezintă centrele pentru copii orfani, deci DGASPC-urile. A fost și o anchetă a Parlamentului României condusă de Adriana Săftoiu referitoare la numărul persoanelor care dispar din aceste centre. Avem noi un articol recent pe acest subiect. Dar acestea sunt subiecte pe care, știți cum, ca la alcoolici. România nu vrea să le recunoască. Ca să poți să combați, întâi trebuie să asumi că ai o problemă. Și să definești problema. În proiectul despre care v-am vorbit eu, n-am să uit conferința de închidere când am avut invitat de la ANITP și care a spus că România nu are o problemă cu traficul de persoane. Nu avem problema aceasta. În ce an se întâmplă asta? Pentru că... Cred că asta se întâmpla prin 2020. Ani în urmă, e adevărat. În 2020. Am început undeva în 2011 cu un proiect împreună cu poliția din Olanda și o organizație neguvernamentală care avea un adăpost pentru victime ale traficului în Olanda și cu un astfel de adăpost, o organizație neguvernamentală din Danemarca. Și am fost acolo la vizită de studiu și am văzut cum lucrează ei. Poliția lucrează foarte strâns cu organizațiile neguvernamentale pentru a putea pătrunde în această lume, în care e greu de pătruns chiar și pentru polițiști. E greu să pătrunzi această lume. Deci lucrau, au venit împreună. Și nu am să uit că mă gândeam seară că vin la dumneavoastră și nu am să uit cât de greu mi-a fost mie atunci, în 2011, să conving pe cineva din poliția română să participe la o conferință internațională în care veneau și danezi, și olandezi, și români, din toate domeniile, și organizații neguvernamentale, și poliție, și parchete, ca să vedem un pic care e problema, să definim problema și să vedem cum o combat alții, ca să o combatem și noi. Și de atunci, din 2011, ne ocupăm de această problemă și parcă facem pași în spate, nu în față. E foarte tristă această realitate care dublează cumva gravitatea faptelor pe care le constată polițiștii, iată procurorii, pentru că am cerut și DICOT-ului și mulțumim doamnei Alina Albu, procuror șef, pentru datele actualizate pe care ni le-a pus la dispoziție. Așadar, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are în lucru anul acesta, deci până azi, aproape 300 de cazuri de dosare de trafic cu minori și dintr-un total de peste 400 de victime, în circa 35 de dosare care sunt trimise deja spre judecată, în care sunt incriminate aproximativ 230 de persoane, aproape 100 sunt minori. Deci, iată, foarte mulți minori, dosare în lucru, pe de altă parte, semnale trase de-a lungul timpului de către chiar și de partenerii externi care au sesizat în rapoartele lor faptul că este subdimensionată resursa judiciară, resursa polițienească, pentru a stopa sau pentru a stăvili cumva extinderea acestui fenomen. Doamna Tăbușcă, aici este cumva o cheie a soluției care cumva e blocată undeva în altă parte, în niște sertare. Percepția mea personală este că România nu are voință politică pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și ceea ce observăm este o complicitate, dacă nu chiar corupție politică și instituțională, atunci când vorbim de acest fenomen al traficului de persoane. Discutați de copii instituționalizați și menționați și doamna Gușet, pentru că aceștia reprezintă
grupul cel mai vulnerabil. Statul român nu le oferă o integrare sau sprijin suficient pentru integrarea, odată ce integrarea socială după împlinirea vârstei de 18 ani, și atunci ei devin extrem de vulnerabili, nefiind pregătiți și suficient de bine informați despre fenomenul traficului de persoane. Am lucrat cu foarte multe deja SPC-uri, însă ceea ce constatăm și din presă este faptul că avem această complicitate instituțională, practic personal din deja SPC-uri, personal din poliție, uneori la nivel foarte înalt, cum este fostul șef al poliției Mizil, făceau parte din grupările de criminalitate organizată care exploatau copiii în România. Și atunci este foarte complicat să combatem acest fenomen atâta timp cât instituțiile, prin diversi reprezentanți ai lor, sunt direct implicate. Iar pentru mine este complet șocant să văd ceea ce se întâmplă la Giurgiu. Presa a menționat încă de acum 2 ani faptul că președintele Consiliului Județean Giurgiu exploata minore din centrele de copii. Conform legii în România, președintele Consiliului Județean este tutorul acestor copii, este tatăl acestor copii. Și deci avem mai multe investigații care au arătat aceste abuzuri exercitate de domnia sa, dumnealui a fost în funcție până ieri. Personal, noi am făcut denunți anul trecut, atât către DICOT, cât și către DNA, pentru că își folosea funcția și puterea instituțională pe care o avea pentru a opri sau pentru a determina persoanele din sistemul de protecție a copilului să acționeze într-un anumit mod. Cu toate acestea, constatăm că instituțiile se mișcă extrem de greoi. Practic, exploatează copii în condiții de neimaginat. Fete de 13, 14, 15, 16 ani sunt obligate să întrețină relații sexuale neprotejate, au avorturi forțate în spitalul public din Giurgiu. Pentru orice astfel de situație, spitalul este obligat să sesizeze autoritățile atunci când un minor, cu atât mai mult instituționalizat, este într-o situație de acest gen. Însă aceste instituții nu și-au dus la îndeplinire atribuțiile. Personalul din DGA SPC nu era lăsat să consemneze orele la care copiii erau luați din centre și la ce ore copiii erau readuși în centre. Mai mult decât atât, una dintre fete își ascunde sarcina pentru că știa că este însărcinată cu domnul președinte. Astăzi, fetița respectivă are un copil cu domnul președinte. Este inadmisibil ca să avem o astfel de situație în România. Pentru mine e o situație de țări în curs de dezvoltare, vă rog să mă credeți, și nu pentru o țară membră NATO și UE. Și pentru că au fost presiunile Greta, unde societatea civilă a menționat acest caz, probabil că domnul președinte a fost eliberat din funcție ieri. Doamna Tăpușcă, eu văd foarte multă suferință și frustrare, i-aș putea spune, în ceea ce expuneți, pentru că e vorba de un efort fantastic de a monitoriza măcar ce se întâmplă în România, de a descoperi care e adevărata dimensiunea fenomenului și, pe de altă parte, să constatați că lucrurile trenează, nu se schimbă nimic și durează. De la semnalarea unei situații revoltătoare și vom detalia imediat. Aș vrea să mergem cumva și spre probleme. Aș vrea să completez un pic, pentru că, să știți, cazul Giurgiu nu este izolat. În timp ce vorbea Silvia, mi-am adus aminte de un caz din Vrancea. Și în Vrancea eu am vorbit cu profesoara de la școala generală, din care fetița, prin clasa a 7-a, trăia cu un adult de 30 de ani. Știți ce mi-a spus acea femeie? Că e de neuitat. Comunitatea acceptă această situație. Deci profesoara se lupta cu comunitatea din satul respectiv. Mie mi se pare că astea sunt niște lucruri care sunt într-adevăr foarte grave și pentru noi, că am tot lucrat în zona asta, am tot scris, ne-am dus în școli, este să vezi că nu se mișcă lucrurile, nu se întâmplă. Deși ar trebui cel puțin clasa politică să fie foarte sensibilă la semnalele pe care le dă clasa jurnaliștii. Clasa politică aici are o problemă de corupție, nu are voință politică, pentru că în subiectul acesta de crimă organizată sunt mulți bani și este sex cu minore. Sunt două aspecte aici. Aspecte legate de componenta
sexuală și de componenta bani. Sunt foarte mulți bani. Deci, iată, suficient de multă motivație în zona exploatatorilor. Doamna ambasador, aș vrea să ne explice cam care a fost situația pe care a monitorizat-o dânsa sau i-a fost semnalată în rândul comunității de români din Spania, în momentul în care dumneavoastră ați fost în misiunea diplomatică de acolo. Așadar, doamna Monica Mihaela Știrbu, excelența voastră, care este situația pe care ați întâlnit-o? Au fost situații în care ați fost nevoită să vă implicați personal pentru a rezolva cumva din necazurile unor anumite categorii de persoane? Trebuie să vă spun că în perioada 2006-2011 am fost consul general la șeful consulatului general al României din Sevilla. În acel moment, în Sevilla avea în circunscripție consulatul nostru tot sudul Spaniei, toată Andalusia și provincia Murcia. În momentul acela erau înscriși la noi 360.000 de români. Deci cu o populație, cu o diasporă foarte mare, foarte ridicată. Trebuie de asemenea să vă spun că profesionalismul din cadrul ministerului nostru ne-a făcut de multe ori și umanitatea de care dădeam dovadă să ne implicăm în foarte multe cazuri. M-ați invitat astăzi să vă povestesc unul din cazurile care pe mine m-a marcat ani de zile. Este vorba de două fetițe de 12 ani care ieșeau de la antrenament la handbal dintr-o localitate din România și care au fost răpite de către mafie. Au fost scoase din țară, ilegal, și vândute pe piața de carne vie din Madrid. Una din ele n-a mai fost găsită niciodată, iar pe cealaltă, cu ajutorul consulului general al Marocului, care m-a sunat într-o zi și mi-a spus că într-o localitate, Adra se numește, din Almeria, într-un bordel s-ar afla o fetiță. Ne-am mobilizat toată echipa și am plecat spre Adra. Într-adevăr, am găsit fetița, nu vă spun amănuntele și peripețiile pe care le-am avut ca să o putem fura în adevăratul sens al cuvântului din bordel, și ne-am întors înapoi la Sevilla. Acolo am luat legătura cu Agenția Națională de Protecție a Copilului, cu autoritățile din județul de unde venea fetița. Problema mare care am avut-o era că această fetiță nu mai vorbea. A stat cu mine 4-5 zile până când echipe specializate din România au venit la Sevilla și au repatriat-o. Și eu îi dădeam tot felul de creioane colorate și hârtii, realizând drama prin care ea a trecut. Și-am dus-o la aeroport. Când m-am întors în biroul meu, era o scrisoare. Se numea Îngerii mei albi. Și acum îmi aduc aminte după 20 de ani și îmi dau lacrimile de teroarea și umilirea acelui suflet. Ce pot să vă spun e că acum e medic și trăiește în București. Asta e una din multe vieți din viața unui consul. E foarte important, nu este, din păcate, cea mai fericită misiune pe care poate să o aibă un reprezentant diplomatic într-o țară, cu o comunitate românească atât de mare și de numeroasă. Și stau să mă gândesc care este dimensiunea, de fapt, a fenomenului acesta al victimelor din rândul comunității românești. Copii dispăruți, femei atrase, tinere, foarte mulți minori, da, care sunt fie luați cu forța, fie convinși cumva, nu, să ajungă în Europa. Toată lumea visează, da, un loc de muncă, o sursă de venit, dar nu-și dau seama cât de repede pot să cadă victima unor traficanți. Întrebarea este dacă acel caz a fost cumva instrumentat, dus, știți cumva, a fost cineva condamnat pentru acest trafic de persoane? La un moment dat am înțeles că era o rețea de traficanți din România care conlucra cu traficanții din Spania și au fost arestați undeva în zona Malangăi.
Deci până la urmă da. S-a ajuns... Exact. Problemele de trafic pe care noi le-am avut acolo nu se refereau doar la traficul cu minori, se refereau la traficul legat de femei, în primul rând traficul laboral era cel mai cumplit. Iar unul din cazurile care le-am avut eu a fost mult mediatizat în România, 35 de muncitori din județul Constanța, care erau ținuți în gropi și exploatați ca sclavii, bătuți cu macetele și pe care am reușit să-i scoatem din acea fermă îngrozitoare și să-i salvăm și să-i transportăm pe toți în țară. Dar vă pot spune mii de cazuri. Acum, de fapt, vreau să scriu o carte care, v-am spus, se numește Mii de vieți în viața mea. Cu tot ceea ce se întâmpla în acele timpuri cu diaspora românească. Tulburătoare povești și merită popularizate pozitiv. Pentru a învăța. Într-adevăr, au fost ani foarte grei pentru toți cei care părăseau România în speranța unui trai mai bun, dar din păcate multe dintre aceste destine eșuau lamentabil într-o zonă de criminalitate. Doamna ambasador, încă o întrebare aș vrea să vă adresez, lăsându-vă răgazul de a răspunde peste câteva minute, după ce mai trebuie facem un tur de platou, pentru că instrumentele pe care le are personalul diplomatic, așa cum sunteți dumneavoastră, de a interveni în asemenea situație, este destul de limitat. Spuneți că ați fost nevoită să furați fetița, să răpiți fetița din acel bordel. S-au făcut pași, s-a avansat cumva în, cum să spunem, relațiile bilaterale, nu? Că tot timpul întărim relațiile bilaterale cu statele, da, partenere, dar avem progres și în această zonă de intervenție rapidă într-o situație în care sesizăm că o victimă de cetățenie română este într-o situație limită. Vă dau răgazul să răspundeți imediat, am să vă rog mult să ne dăm, să cerem și părerea doamnelor din platou legat de acest caz tulburător, de experiența aceasta unui reprezentant român, da, al Ministerului de Externe, al statului român, da, în Europa civilizată, da, într-o zonă în care criminalitatea nu cred că făcea parte din imaginea corectă pe care românii care mergeau în străinătate, mergeau în vest, da, o aveau corectă despre... Cred că e dureros, dar cred că și mai dureros este să negi această situație și să nu te implici. Adică umanitatea spune că trebuie să încerci să faci ceva. Să știți că și în speța de care ați pomenit, am avut prieteni care mi-au spus, dar de ce vă amestecați voi în așa ceva? Nu vă e frică? Oamenii se și tem. Deci pe lângă faptul că trebuie să te expui ca persoană, nu? Expui. La riscuri? Da. Trebuie să mai ai și puterea de a duce să poți să duci povara aceasta, că este o povară și să iei copilul acela și să te încarci cu povara, cu trauma acelui copil. Da? Uitați-vă că nu dispare nici astăzi la doamna ambasador. Deci constat că și probabil că sensibilitatea feminină este cumva și mai mult supralicitată în situații de genul acesta? Poate nu-mi dau seama maternitatea la femei să joace un rol. Dar mie îmi pare un lucru de umanitate, de empatie, de civilizație până la urmă. Complicat, foarte complicat să tratez astfel de situații și stau să mă gândesc la nenumăratele mii, probabil, de alte victime care nu ajung să fie depistate și care nu ajung niciodată subiectul unui dosar în care cineva să fie condamnat pentru răpire. Spuneați că sursa principală vine din această zonă de copii instituționalizați, dar foarte mulți copii dispar din familii normale, dispar de pe stradă. E o situație, iarăși, cumva inedită pentru România sau prea puțin mediatizată până acum. Unde dispar acești copii, de fapt? Există o corelație între dispariția copiilor și traficul de persoane. Noi, după cazul Caracal, am militat foarte mult ca România să aibă o lege cu privire la persoanele dispărute și, din păcate, nici astăzi statul român nu are acea lege. Ea se găsește în Parlament și este blocată politic acolo. România, la fel ca toate țările dezvoltate, ar trebui să aibă o structură specializată, pentru că știm că atunci când o persoană dispare, primele 24 de ore sunt esențiale. Dacă un copil nu este găsit în primele 6 ore, cu o
consideră Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, posibilitatea ca acel copil să fie găsit scade cu 80%. Practic, în primele 6 ore, acest copil poate fi transportat undeva într-un loc sigur și ascuns, astfel încât autoritățile să nu poată să-l mai identifice. Din păcate, România nu are o astfel de structură și creează foarte multe probleme atunci când acești copii dispar. Am discutat cu mulți polițiști care se ocupau de astfel de cazuri și mi-au spus că trebuie să inventeze infracțiuni, pentru că nu au competență să caute un copil decât dacă există suspiciunea unei infracțiuni. Dacă nu există suspiciunea unei infracțiuni și acel copil pleacă cu iubitul său, acea fată pleacă cu iubitul său în oraș, poliția nu poate face absolut nimic pentru a căuta acel copil. Și vreau să menționez două cazuri care au ajuns către noi acum, recent, acum 2 săptămâni, minore, din familii foarte educate, pentru că ceea ce se promovează în România este situația copiilor săraci, din familii dezorganizate, care la nimeni le duce grijă, needucați. Vorbim de două cazuri a unor fete din București, foarte bune la învățătură, din familii foarte bune, singure la părinți, care au fost recrutate peste vară online de persoane care le-au câștigat încrederea, au dezvoltat o relație de dragoste. Metoda Loverboy, nu? Metoda clasică Loverboy. Iar, din păcate, una dintre ele a acceptat să se întâlnească cu acest băiat și a ajuns într-o situație complet neplăcută. Și se întâmplă lângă noi. Deci, fetița respectivă a fost violată într-o toaletă publică, într-un spațiu public, unde erau poate mii de oameni prezenți, care nu au observat că acel copil a suferit o traumă extrem de mare. A fost filmată, a fost șantajată cu acele înregistrări să nu menționeze nimic părinților. Din fericire, fetița respectivă a vorbit cu părinții și a primit terapia necesară, a început o terapie și este un dosar penal în această situație. Dar multe fete de vârsta ei nu vor vorbi despre astfel de experiență, mai ales dacă sunt șantajate cu imagini și cu ceea ce s-a întâmplat. Acele imagini pot să ajungă în spațiu public, acele imagini pot să ajungă pe diverse rețele de socializare, unde noi am început să ne uităm, cooperăm cu Poliția Națională Olandă și împreună în Universitatea Română-Americană am dezvoltat un centru în care dezvoltăm aplicații de inteligență artificială care poate să identifice în spațiu online anumite mesaje ce ne duc în zona de exploatare sexuală a minorului. Colegii mei mi-au povestit zilele trecute că au reușit să identifice numeroase videouri pe TikTok sau Reddit cu minore în situații pornografice, iar una dintre fetițe are vârsta sub 9 ani, după estimarea noastră. Deci aceste fenomene sunt tot mai prezente în România. Așa cum menționam, este mare nevoie de educație și de capacitarea instituțiilor publice. Pentru că dacă instituțiile publice vor continua să aibă 2-3 polițiști care să se uite peste ceea ce se întâmplă în mediul online, nu vom reuși niciodată să protejăm acești copii. Și dacă astăzi este copilul altcuiva, mâine s-ar putea să fie copilul nostru. De fapt, acesta este riscul real și ar trebui să ne pună pe foarte mulți pe gânduri o asemenea realitate care prezintă o dinamică cumva scăpată de sub control. Nu aceasta este senzația care se naște în momentul acesta în care aflăm situații și situații. Eu cred că și ministrul nostru de interne a spus că situația este scăpată de sub control, cred că în legătură cu drogurile, dar și în legătură cu traficul de persoane. Nu sunt departe de situația aceasta. Nu sunt departe. Și aceste răpiri, astea mi se par extrem de periculoase, că în momentul ăsta nu ai cum să te protejezi. Adică noi ne ducem în școli, am făcut asta, ne-am dus în școli, ne-am dus cu victime ale traficului, cu ziariști care au expus cazuri pe care le-au documentat și despre care au scris. Dar nu este suficient. Nu este suficient. Trebuie să te duci către părinți, pentru că mi-am adus aminte, într-o întâlnire la o secție de poliție, mi-au spus că copiii aceștia care devin victime pe metoda Loverboy se tem de părinți. Părinții
le acuză încă o dată. Nu înțeleg ce s-a întâmplat și nu. Și atunci e foarte mult de lucru și, în primul rând, trebuie să dezvelești această lume ascunsă. Nu o vezi. Eu sunt cumva din afară. Silvia a studiat lucrul ăsta, s-a ocupat. Și este remarcabile fortuna. Nu o vezi. Să știți că nu o vezi. Dacă nu ai minime informații cu care să identifici lucrul acesta, nu-ți dai seama. Și mi-aduc aminte de o speță cu o femeie care avea un copil în brațe pe Ștefan cel Mare. Și am observat-o, copilul de vreo 2 ani de zile. Nici nu mi-am dat seama la început. Dar știți ce mi-a atras atenția? Faptul că dormea copilul și eu știam din seminarii că se dea copiii ca să poată cerși cu ei. Și când am traversat, am filmat-o, mi-am dat seama că e parte dintr-o rețea de trafic. Imediat și-a dat seama că o filmez. Și-a dispărut. Nu a venit la mine și m-a confruntat și mi-a spus, cum mă filmezi? Ea era pusă în gardă pe subiectul acesta. Dar nici n-aș fi văzut-o dacă eu n-aș fi știut că se dează copiii ca să-i folosească în vederea pentru cerșit. Eu n-aș fi știut. Și oamenii în general nu știu lucrurile astea și nu le văd. Nu, și par desprinse cumva dintr-o realitate virtuală. Pentru că sunt din altă, sunt, e o altă lume. E o altă lume. Dar viața, într-adevăr, dar e din viață. În termeni concreți. Foarte, foarte interesante situațiile acestea, pentru că nu avem încă acele semnale, nu ne-am obișnuit să identificăm situații limită, să ne dăm seama ce poate fi dincolo de un paravan, de o persoană care cerșește, dar are și copil lângă, sau știu eu, e foarte multă creativitate și inovație. Campanii. Nu avem campanii. În definitiv, eu mi-aduc aminte de fostul meu șef care era din Statele Unite și spunea, nu dai niciodată de pomană în stradă, totdeauna doar mâncare, pentru că tu în momentul ăsta alimentezi rețelele dând bani. Asta trebuie o campanie prin care să informezi oamenii să nu mai facă asta. Au mai fost eforturi și cred că au fost așa picături într-un ocean, pentru că până la urmă zona aceasta de educație suplimentară, educație de specialitate pentru asemenea pericole, cine ar trebui să o facă? Mai mulți ar trebui să o facă. Că de exemplu, chinuie, noi am lucrat, presa, am lucrat cu procurorii, să știți. Au venit procurori și am făcut seminarii în care procurorii au expus cazuri în fața ziariștilor, ca ziariștii să înceapă să înțeleagă ei despre ce e vorba și să, da? Deci cred că procurorii, dacă ar merge în școli, cred că ar avea un impact, procurorii, judecătorii, cei care au avut astfel de cazuri și vorbesc din propria lor experiență. Noi am folosit metoda aceasta cu ziariștii, pentru că au documentat, au văzut, s-au confruntat și cu victime ale traficului. De asta e foarte greu să găsești victime ale traficului care doresc să vorbească. Foarte greu. Îmi aduc aminte că am întâlnit în Olanda, în proiectul despre care vorbeam, o victimă a metodei Loverboy, pe care n-ai cum să o uiți, pentru că era o femeie în jur de 50 de ani care venea, depunea mărturie, avea niște broșuri cu care, da, se făcea prevenție și părea că nu mai are viață în ea, că nu mai are nici bucurie, nici tristețe, părea golită de viață și spunea că încă îl visează pe acel Loverboy. E greu să înțelegi cum pot unele femei fi atât de vulnerabile. E foarte greu să înțelegi, pentru că n-ai trăit așa ceva. Ce n-ai trăit, cred că e greu de înțeles. Dar eu n-am să uit femeia aceea, victima metodei Loverboy. Iată mult de făcut în zona educației. Asta cred că este o primă concluzie, dar și în zona autorităților și a întăririi cumva instrumentelor cu care se poate lupta cu un asemenea flagel. Nu vreau să neglijăm pe doamna ambasador Monica Mihaela Știrbu. V-aș întreba, excelența voastră, așadar, dacă aveți nevoie de instrumente suplimentare, de lucru, de intervenție, pentru situații critice în care identificați cetățeni români, victime ale traficului de persoane și dacă aveți colaborarea cu autoritățile din țara respectivă, fie că este vorba de, nu știu, Europa, America de Sud și așa mai departe. Ați avut multe misiuni diplomatice până acum. Ministerul Afacerilor Externe, vreau să vă spun că prin ambasadele noastre și ministerele din România au încheiat multe acorduri bilaterale în favoarea acestor problematici. Vă dau un exemplu. La nivel de relații diplomatice România-Spania, statul spaniol a emis o lege care, practic, pentru fiecare cetățean care este traficat laboral,
în exemplul acesta, patronul firmei respective plătește 5.000 de euro amendă. Vă dați seama, în momentul în care se descinde cu Poliția Federală într-o fermă și sunt găsiți 200-300 de oameni care muncesc ilegal și sunt traficați laboral, practic firma respectivă dă faliment. Acesta e un exemplu. Un alt exemplu, declarațiile miniștrilor noștri de justiție și de interne comune cu miniștrii de justiție și de interne din țările membre ale Uniunii Europene au dus la o îmbunătățire a relațiilor între România și celelalte state. V-am dat un exemplu la moral, dar tot așa pot să vă spun că noi, Ministerul, la nivel de circunscripție, am încurajat înființarea asociațiilor românești. Să știți că au ajutat foarte mult comunitatea din diasporă. În ceea ce privește educația copiilor, evenimentele organizate împreună cu familiile și cu copiii acestora, începând cu Crăciunul, Paștele sau Ziua Copilului, au făcut ca familiile să conștientizeze potențialele pericole care pot apărea într-o țară străină pentru copiii lor. Și să știți că lucrurile au evoluat extraordinar de bine. Plus, legislația românească în domeniul documentelor de călătorie s-a modificat foarte mult. Vă dau un alt exemplu. Au fost nenumărate cazuri când la poarta consulatului și chiar în zi de astăzi Poliția Federală vine cu minori de 3, 5, 7 ani neînsoțiți pe care trebuie să-i ajutăm. Primul lucru care îl face un consul este să constate că micuțul vorbește limba română, știe să citească sau nu, să-l întrebe de unde vine, să-l întrebe dacă are rude în România, după care legea ne permite să emitem titlul de călătorie și fără acceptul părinților și putem repatria în țară. Se ia legătura cu familia extinsă și cu autoritățile statului român care ne ajută să putem repatria acești copii. Și astea sunt doar câteva exemple. În ceea ce privesc rețelele de trafic de droguri, problema e mult mai complicată. Mult mai complicată nu e, cred că e subiectul de astăzi. Dar ce vă pot spune? Că sunt implicați cetățeni români atrași, săraci, atrași de mirajul unui pumn de bani și a transporta droguri. Foarte, foarte, foarte complicat și aș vrea să mă întreb punctual în acel caz pe care ni l-ați descris anterior, cum a intervenit poliția din Spania atunci când ați sesizat-o? Sau mă gândesc că ați apelat la intervenția autorităților, nu? Care din ele? Cel cu fetița? Cel cu fetița. Muncitorii? Cu fetița din bordel, da. Cu fetița din bordel am anunțat autoritățile Poliției Federale. Paradoxal, și lumea politică din Sevilla, mă refer la Juan Ignacio, care devenise și primarul Sevillei și după aceea a devenit și ministrul justiției din Spania, un om minunat care s-a implicat extraordinar în a ajuta eradicarea acestui trafic de copii din Spania. A fost alături de noi până la avion, când am dus-o către casă și tot timpul mă întrebau ce s-a mai întâmplat cu ea. A terminat liceul și a revenit. Ce face? A intrat la facultate. Când termină? Nu vine și în Spania? Zic, nu mai vine după experiența asta o vreme. Extraordinară povestea de viață pe care ne-ați expus-o și ne bucurăm foarte mult că a avut iată un final fericit tânăra respectivă reușind să treacă peste acea situație care era
putea să-i fie fatală. Vă mulțumesc foarte mult deocamdată, doamna ambasador, să mai rămâneți puțin alături de noi. Aș vrea să ne uităm puțin spre Comisia Europeană, care recent, cel puțin așa deduc din datele oficiale, a propus norme mai stricte de combatere a acestei forme de criminalitate, care, iată, e în plină creștere. Și aș da doar două exemple: căsătoriile forțate și adopțiile ilegale să fie considerate infracțiuni și tot infracțiuni să fie considerate și faptele de trafic de ființe umane comise sau facilitate de tehnologii de servicii informatice, de comunicații informatică, adică internet, rețele sociale. Această propunere a Comisiei a fost discutată în Parlament, Parlamentul European și-a formulat o poziție și, citez, este gata să înceapă negocieri cu statele membre. Aceasta este informația oficială la această oră. Ce înseamnă asta? Noi, la acest punct de vedere, avem de recuperat din punct de vedere legislativ pentru a veni în întâmpinarea unei asemenea măsuri la nivel european, care trebuie atât discutată cu parlamentele. Așa cum menționam, România generează majoritatea fenomenului traficului de persoane și, din păcate, victimele cetățeni români erau obligate, în special fetele, erau obligate să se căsătorească cu cetățeni din afara spațiului Uniunii Europene. Ceea ce Comisia Europeană a constatat a fost faptul că fetele care erau exploatate sexual erau obligate să se căsătorească cu cetățeni din afara spațiului Uniunii Europene. Practic, grupările de trafic de persoane cooperau cu grupările de trafic de migranți, iar un migrant care plătea 3.000 de euro doar intra în Uniunea Europeană, dar dacă plătea 5.000 de euro, era pus în contact cu o femeie care urma să se căsătorească cu el și astfel își legitima statutul în spațiul Uniunii Europene, având drept de ședere și drept de vot, drept de muncă. Din păcate, România nu are reglementat această infracțiune. Noi am încercat de mai multe ori, am cerut Parlamentului să introducă exploatarea pentru căsătorii forțate. Noi personal am avut un caz extraordinar de dificil în care o fată foarte educată, asta studentă, a fost recrutată pe sistem Loverboy, a fost exploatată în niște condiții de neimaginat în bordelurile din străinătate și obligată să se căsătorească cu un cetățean străin din afara spațiului Uniunii Europene. Odată ce a fost identificată ca victimă și a ieșit din acest sistem, a încercat să-și refacă viața și problema a fost renunțarea la căsătorie, pentru că ea în spațiul Uniunii Europene figurează ca fiind o femeie căsătorită, de obicei ei își păstrează numele, tocmai ca să nu le afecteze în vreun fel identitatea, însă această căsătorie între părți este consemnată într-un anumit stat european. Ea era o persoană căsătorită, prin urmare nu se putea căsători în momentul în care a început o nouă relație în România. A fost extrem de complicat să poată să desfacă acea căsătorie și să nu fie sancționată pentru o căsătorie de conveniență realizată. Și într-un astfel de context, Comisia Europeană dorește să protejeze aceste fete care sunt forțate să se căsătorească pentru a nu răspunde pentru acest tip de căsătorii aranjate, pe de o parte, iar pe de altă parte să limiteze cooperarea dintre grupările de trafic de persoane și trafic de migranți care folosesc aceste fete ca o sursă de legalizare a șederii migranților străini. Din ce zonă geografică provine, să spunem, cea mai amplă sau cea mai periculoasă tendință de a folosi acest instrument al căsătoriilor paravan pentru a pătrunde în spațiul orice, european? Orice persoană care ajunge în spațiul Uniunii Europene și care dorește să rămână, va încerca să se căsătorească. Majoritatea sunt africani asiatici, dar în situația despre care noi am vorbit, erau cetățean european din afara spațiului Uniunii Europene. Mulțumesc mult pentru aceste detalii. Facem o foarte scurtă pauză cât să ne mai adunăm puțin gândurile, pentru că este tulburător tot ce aflăm astăzi. Rămâneți așadar cu noi. Așadar, reluăm discuția noastră despre amploarea fenomenului traficului de ființe umane, această sclavie modernă care poate să înceapă relativ simplu, fie cu o banală, dar falsă, poveste de dragoste, metoda Loverboy, da? Sau poate să înceapă cu un ofertă,
cu o ofertantă, propunere de muncă, nu, un contract de muncă pentru cine nu dorește, nu, să-și valorifice la un moment dat cunoștințele acumulate până la anumită vârstă sau chiar de tânăr să înceapă să se întrețină singur. Și aici cred că este o mare capcană pentru cei care acceptă sub acest paravan al unui contract de muncă să ajungă să fie exploatat într-un mod extrem de neconceput, aș putea să spun chiar, aici în țară. Extrem de dur. Sunt, iată, zeci de oameni, zeci de angajați. Mă întorc la cazul investigației noastre. Eu cred că, de fapt, persoanele nu realizează în momentul respectiv că sunt exploatate. Adică ele ajung într-o situație în care nu mai funcționează în registru rațional. Dar nici nu au puterea să anticipeze un registru emoțional, gen, nu? Da, și da. Nu mai realizează, pentru că pe parcursul investigației cazului Beniamin Lup, sigur că ne-am pus întrebarea. Pe de o parte, el simula faptul că are o activitate de salvare a victimelor traficului. Deci el era salvatorul a sute de victime din Europa de Est. Și gândiți-vă că până la urmă noi l-am cunoscut în această calitate. Dorea să deschidă un centru în România pentru care tot cerea bani. Un centru în România pentru, da? Și am ajuns noi să ne dăm seama că de fapt acel centru nu există și să apară prima investigație din 2022 în care ziariștii s-au dus acolo la Jolt, unde ar fi trebuit să fie centru pentru care se aduseseră bani, sute de mii de dolari, și nu au găsit decât o clădire, n-au găsit nimic. Și am scris prima investigație. Și revenind la caz, în prima investigație a apărut această suspiciune din Statele Unite, din comunitatea de neoprotestanți de acolo, că prima lui soție, care a decedat în 2016, ar fi fost omorâtă. Și ne-am oprit aici. În momentul în care, o lună în urmă, a murit a doua soție. Aceluiași personaj. Și el pune, pentru că omul are tendința să povestească ca să creeze o altă realitate și pune, ne întâlnim în cer. Și nu poți să nu te gândești, nu cumva este cam cazul acela de care știi. Și de acolo a pornit Brândușa investigația. Dar interesantă conexiunea totuși cu acel promis și niciodată construit centru de salvare a victimelor, nu? Traficului. Când am scris noi, la data respectivă nu avea autorizații și nu funcționa. După care au început așa, au vorbit inițial de sute, apoi de 10, acum de 30 de victime salvate. Și în contextul acesta el are parteneriate cu aeroportul Otopen, cu aeroportul Timișoara, care transmite comunicate de presă în presa din Timișoara despre parteneriatul dintre aeroport. Deci, cumva, îl legitimează. Are niște panouri, niște ecrane în gară. Deci, el are totuși niște parteneriate instituționale. Dar stadiul anchetei penale o cunoaștem? Nu. Este relativ proaspătă. Este relativ demararea anchetei. Dosarele sunt deschise, dar nu-l cunoaștem. Deci urmează. Urmează să vedem unde se va ajunge cu această investigație. Complicat și câte încrengături și câte posibile. Nu? Filmele, într-adevăr, sunt scrise de scenariști foarte inventivi, dar parcă viața e și mai complicată și dătătoare de mult mai multe situații. Sunt foarte buni psihologi. Noi asta am constatat. Și am constatat, de fapt, doctrina și practica internațională spune că dacă o femeie care este recrutată pe dragoste falsă este contactată în primele 3 luni de zile de când această iubire se revarsă asupra ei, poate fi salvată. Dacă perioada de recrutare este mai lungă de 3 luni de zile, se instalează sindromul Stockholm, se instalează autovinovăția și este foarte greu ulterior să se lucreze cu acea victimă prezumată sau potențială victimă, pentru că nu a început încă exploatarea. Și recent avem un caz a unei fete din București care a fost recrutată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. În 2 săptămâni a fost sedusă să se mute la el, să intre în conflict cu părinții. Din păcate, noi am ajuns la ea mult prea târziu, deși toate autoritățile din România,
poliția de sector, de GSPC-ul, DICOT-ul, noi, i-am menționat că este într-o situație de risc de trafic de persoane, pentru că iubitul său face parte dintr-o grupare de crimă organizată care se ocupă cu proxenetismul de ani de zile în București și în zona de sud a țării, că o rudă apropiată a lui are un business în Germania, în domeniul prostituției, nu am reușit să o convingem, din păcate, să iasă din această relație. Ceea ce știm de la prieteni este că a ajuns într-o situație de abuz și o situație emoțională extrem de dificilă și cu toate acestea nu are posibilitatea să iasă din acea relație. Iar autoritățile nu au pârghii să intervină. Asta nu se mă întreb. Ce se poate face într-un asemenea caz? Cine și cu ce instrumente poate să intervină? Nu există absolut niciun fel de pârghii pentru că exploatarea nu a început. Noi știm că asta este direcția și este o linie foarte fină pe care trebuie să o tragem între viață privată. Unde nu e voie să te amesteci? Și o potențială infracțiune. Însă contextul în care ea se găsește este un context extrem de nepotrivit. Sperăm să aibă posibilitatea să se desprindă de acest context la un moment dat, înainte de a fi prea târziu. Noi monitorizăm cauza, autoritățile o monitorizează, dar dacă ea dorește să plece în Germania și să prostitueze de bunăvoie, sau cel puțin asta va declara autorităților din România sau din Germania, având deja vârsta de 18 ani, este imposibil de intervenit în relația respectivă. Și cunoaștem multe vieți distruse în acest fel, fete care au fost manipulate pe dragoste falsă. Li s-a promis că vor lucra în prostituție câteva săptămâni, o lună, pentru că e nevoie de bani acum, sau un an, să ne luăm un apartament și să trăim fericiți și, de fapt, n-au mai ieșit niciodată din acel tip de exploatare. Cum se explică, totuși, această credulitate atât de mare în rândul tinerilor, iată, până în 18 ani? E vina familiei, responsabilitatea familiei, e vina școlii, responsabilitatea școlii? Cum credeți că se poate interveni ceva mai eficient în această educație, astfel încât, nu știu, să nu îi mai lăsăm atât de ușor și de fragili în fața unor metode din ce în ce mai rafinate, cărora le pot cădea pradă foarte repede? Totdeauna în educația copilului e vina familiei și a școlii. Nu copilul este de vină. Principalul vinovat nici pe departe copilul, cel pe care îl învinuiesc cei mai mulți în societatea românească, pentru că societatea românească este obișnuită să blameze victima. Ați observat asta și în alte domenii, da? Noi ținem nu ținem cu cel slab, cu cel puternic. Da, familia și școala. La școală credeți că ar fi nevoie de un personal specializat care să știe să abordeze o anumită consiliere, aș putea să-i spun, poate consilierii școlari să se ocupe de identificarea, de depistarea unor situații care pot să ducă spre o posibilă situație de victimă? Deci eu cred că ăsta ar trebui să fie un subiect într-o oră de dirigenție, dacă mai există astfel de oră, și făcut un fel de training of trainers, cum spunem noi în ONG-uri, de către magistrați, judecători, procurori, cu spețe concrete și cu profesorii. Oameni care vin cu greutatea profesională, da, și practic și după părerea mea asta are, nu? Greutate, pentru că da, am văzut judecători, au o greutate pentru că au greutatea experienței și a ceea ce ei au văzut. Una este să-ți spună părintele, ai grijă, că se poate întâmpla, da, așa, sau să vină... Dar contează și ce spune părintele, dar contează să-ți dea niște... Să reușească să te convingă, de fapt, asta contează, și să-ți dea informația de care ai nevoie ca să te poți feri. Și iată, experții, oamenii din sistem pot să ajute în acest Eu punct cred de vedere, că la este, un plus de greutate. E, din mai multe direcții ar trebui să vină și familia, și școala, și instituțiile. Și noi, ONG-urile, am putea, și presa ar trebui să vorbească despre cazurile astea, să nu fie băgate sub preș. E o zonă delicată. Atunci când nu vorbești despre un lucru, nu există. E o zonă delicată pentru că e un cerc vicios, e greu de investigat, nu prea ai instrumente cu care să pătrunzi într-o lume atât de complicată, dacă nu ai și autoritățile care să te ajute. Pe de altă parte, ajungi la porțiuni de adevăr. Este foarte greu să... E foarte greu să ajungi și să poți să... Adică să te asiguri propria protecție, nu? În momentul și e în foarte greu să nu te minunezi de ceea ce găsești. Te minunezi tot timpul. Mi-aduc aminte discutând cu Brândușa Armanca.
Nu cumva suntem noi, am văzut prea multe filme polițiste, filme polițiste și documenta bucată cu bucată cu bucată, se întâlnea cu atâta lume ca să poată să găsească firul cu care să argumenteze. Da, este e o lume diferită de lumea în care trăim noi, total diferită. Mai e un aspect foarte interesant și cred că ar merita la un moment dat să-l abordăm, pentru că 70% dintre victime au fost recrutate de către persoane aflate în cercul de cunoștințe. Prieteni, vecini, rude. Asta mi se pare iarăși extrem de periculos, pentru că sunt câteva date din materialul realizat de colegul meu, care ne pun pe gânduri, pentru că înseamnă că și cei maturi sunt extrem de vulnerabili în a accepta în cercul de apropiați persoane suspecte, sau mă rog, care ar trebui să le dea de gând. Și ce cred? Oamenii ăștia au foarte mulți bani, de obicei. Au foarte mulți bani și în societatea noastră există o admirație pentru bani. Succesul este de multe ori asociat și aproape pus semnul egal. Banii înseamnă succes. Și atunci, din admirația asta pentru banii făcuți, zic ei, ușor, mie nu-mi pare deloc ușor, pentru că este o lipsă de respect până la urmă față de tine ca om. Este absolut degradant. Degradant este pentru tine ca om. Tu renunți la respectul de sine, nu? Fără să-ți dai seama atât de impactul asupra întregii vieți pe care poate să aibă o asemenea experiență. Există acest miraj care e foarte prezent în societatea noastră. Ne apropiem de finalul emisiunii încet, încet și încercăm să tragem concluziile și revenim din nou în legătură directă cu excelența sa, doamna Monica Mihaela Știrbu. Doamna ambasador, o concluzie aș încerca, pe care am putea o, ca o învățătură, să spunem, esențială, din experiența dumneavoastră, din situațiile limită de viață pe care le-ați văzut. De unde ar trebui să înceapă această prevenire, până la urmă, a unui fenomen extrem de periculos? Printr-o informare permanentă a opiniei publice din România. Vreau să închei cu un singur exemplu din Brazilia, unde anul trecut, cu ajutorul Interpolului brazilian, al celui român, al Ministerului de Interne din România și de aici, precum și a Ministerului Justiției, a fost eradicată una din cele mai mari rețele de prostituție de carne vie din America de Sud, care, paradoxal, era condusă de o rețea de femei, două surori românce. A fost mediatizat cazul la un moment dat. Practic, s-a reușit salvarea a sute de femei de diverse naționalități, inclusiv românce, care erau supuse acestui trafic. Traficul de carne vie, să știți că nu are frontiere. Ele pot să fie pe orice continent, în orice țară și, din păcate, foarte mulți cetățeni români sunt implicați. Eu cred că educația în familie, educația în școli și educația mass media către opinia publică are un rol foarte mare. Noi putem să îi ajutăm, să ne servim țara oriunde ne-am aflat pe pământ ca diplomați, dar nu e suficient. Bine ar fi să nu se ajungă în asemenea situații limită. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ambasador, și vă invit în platoul emisiunii Educația la Putere cu proxima ocazie. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Numai bine, doamnelor! A fost, într-adevăr, iată, un alt caz de care ne-a amintit doamna ambasador și femei românce implicate, cu simț antreprenorial, cu ghilimele de rigoare. Ați dat o statistică, iarăși, înfiorătoare. 50% dintre traficanții identificați la nivel european, nu? Provin din România? În general, da. În toate rapoartele Uniunii Europene, România are un loc destul de ridicat și în rândul traficanților. Deci nu stăm bine doar la victime. Așa cum menționa doamna Gușet, vorbim de sume uriașe de bani pe care noi nu avem capacitatea să le gândim în plan național, am constatat. Aceste sume de bani sunt spălate în industria și economia națională, dar afectează și integritatea statului. Pentru că odată ce aceste grupări de criminalitate organizată au foarte mulți bani, pentru a-și cumpăra impunitatea, vor plăti absolut
tot ce, cât este necesar și au capacitatea să influențeze decidenți pentru ca activitatea lor să meargă mai departe. Un raport al Uniunii Europene arată faptul că costul european anual pe trafic de persoane este de 27 de miliarde de euro. 50% cel mai probabil este costul pe care îl generează România. Noi am făcut în 2019 un studiu referindu-ne la numărul de victime identificate și capacitatea țărilor de a identifica aceste numere și am ajuns la sume estimate undeva între 30 și 50 de miliarde de euro pe an doar pentru rețelele care acționează în România în rândul victimelor exploatate în spațiul Uniunii Europene. Dar avem victime și în Elveția și în Marea Britanie și în Norvegia, și în Brazilia, și în Statele Unite ale Americii. Deci doar dacă ne referim la grupările care exploatează victime în spațiul Uniunii Europene, profiturile acestora sunt uriașe. Sunt sume absolut halucinante pentru... Deci ce bun ar fi la bugetul de stat, nu, aceste sume, dar nu făcute din asemenea, prin asemenea maniere. Le ia banii. Lucram într-o vreme cu un procuror din Italia, din Sud, din Palermo, și spunea așa: mafiotul, dacă îl pui în închisoare și nu i-ai luat banii, iese mai puternic din închisoare. Pentru că el continuă să facă banii de acolo, din închisoare, și în comunitatea lui de mafioți din sudul Italiei, iese și mai puternic dacă nu i-ai luat banii. Urmăriți banii, nu? Da. Follow the money. Parchetele din lumea largă au departamente de investigații financiare ca să le găsești banii. Unde își duc banii? Aici mi se pare că a fost o tentativă de a găsi, de a înființa, nu și la noi, o asemenea structură. Ajutați-mă puțin, doamna Tăbușcă, nu mai știu exact unde am citit despre lucrul acesta, că... Pe de-o parte, DICOT, spre exemplu, a semnalat că un procuror și un anchetator specializat în lupta pentru trafic, împotriva traficului de persoane, acoperă regiuni cu aproximativ 1 milion de rezidenți și supravegheau, e drept până la data de până la nivelul anului 2020, supravegheau simultan 100 de anchete. Cum să faci față unui fenomen în creștere dacă tu trebuie să te ocupi de atâtea lucruri în același timp? Pe de o parte, la solicitarea aceasta, pentru a se contracara această lipsă de personal, în 2021 DICOT a înființat 11 noi posturi. 11. La nivel care național. Sunt foarte greu de ocupat, din păcate. Aici modificările legislative au generat din nou o interferență a politicului în justiție și în special în parchetele specializate de DNA și DICOT, pentru că prin măsurile legislative puse, acela de experiență și vârstă, este foarte greu să convingem un procuror cu 10 ani de experiență, care are o familie, care are o funcție deja de management în plan local, să plece la București și să lucreze pe astfel de cazuri extrem de complicate. Extrem de complexe, cu traume care și pe epuizare, nu? În momentul în care ministrul Macovei a pus acea vârstă, a avut o consultare cu magistrații și cine poate să lucreze pe astfel de cazuri extrem de complexe? În general, sunt tinerii magistrați care au o vechime de 5 ani de zile, care cunosc sistemul judiciar și care doresc să crească și au voința de a se implica în astfel de cazuri complexe. Un magistrat cu 10 ani vechime nu dorește și problema acum, atât la DNA cât și la DICOT, este aceea ocupării acestor posturi. Discutam zilele recente cu unul dintre procurori care îmi spunea că sunt extrem de subdimensionați în acest moment. Iar pe de altă parte, revenind la voință politică, în 2016, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență. Deci era urgent în 2016 ca DICOT-ul să aibă 285 de polițiști în subordinea sa, astfel încât să nu mai existe scurgeri de informații, procurorul să poată lucra la fel cum lucrează procurorul DNA, direct cu echipa de polițiști. Din păcate, suntem astăzi la 8 ani distanță, iar acest document nu este implementat de Guvernul României. Atâta timp cât domnul ministru Predoiu era la Ministerul Justiției, ne spunea că susține în
totalitate această măsură, însă nu depinde de dumnealui, ci depinde de ministrul de interne. Practic avem nevoie doar de un ordin al ministrului de interne care să facă acest transfer. Domnul Predoiu noi s-a nu mutat am cerut la interne un și... transfer, nu e vorba de noi, societatea civilă, DICO își dorește foarte mult implementarea acestei ordonanțe pentru că ar fi funcțional sau mai funcțional cu acești polițiști și nu este nevoie decât de un ordin de ministru care de interne. Dat. Care nu s-a dat. Care, din păcate, nici în momentul de față, avându-l pe domnul ministru Predoiu, ministru de interne, nu se poate emite acest ordin. Multe semne de întrebare și pot fi subiectul unor dezbateri ulterioare în care să-i invităm și pe cei implicați să ne explice cum de nu se poate sau de ce nu se poate, dar ați folosit o expresie destul de cumva nu neapărat necunoscută publicului român, dar în momentul în care vorbim despre corupție și asociere cu trafic de persoane, poate că ar trebui să ne expuneți cumva și mai clar care sunt categoriile de legături care se pot face între o anumită zonă de administrație, nu? De zona oamenilor care trebuie să reprezinte interesele statului, nu? Și ale noastre, ale tuturor, și zona de traficanți, pentru că par a fi legături primejdioase în zonă. Am menționat corupția politică, care din păcate nu a fost investigată în România, dar este extrem de vizibilă. Am menționat faptul că avem o lege în Parlament pe persoane dispărute de ați ani și nu este... Nu finalizată. Este. Avem acest ordin al ministrului de interne care de 8 ani de zile nu este dat. Avem diversi politicieni care sunt beneficiarii serviciilor sexuale ale grupărilor de crimă organizată. Nu mai departe investigația pe care PressHub a făcut-o, colectarea de fonduri în Statele Unite ale Americii, iar fondurile respective, deși erau colectate în numărul victimelor traficului de persoane, erau utilizate de partide politice. Și astăzi banii care vin din Statele Unite ale Americii merg către un partid politic care, din păcate, este un partid politic în creștere în România. Și aveți probe pentru aceste afirmații pe care le expuneți aici? Investigația foarte arată acest circuit. Eu mă așteptam ca autoritățile din România să înceapă o investigație pe spălarea banilor din momentul în care această investigație a fost publicată. Mai multe autorități cunosc acest aspect. Din păcate, nu avem o investigație, pentru că dacă ar fi început o investigație pe spălarea banilor în 2023, probabil că cea de-a doua soție nu ar mai fi fost ucisă astăzi. Practic, ONG-urile au raportat și sunt lucruri consemnate în documente oficiale faptul că statul român a angajat un număr redus de anchetatori financiari specializați. 8 în întreaga țară, nu? Și de polițiști, cum care, practic, Silvia. Limitează. Nu au poliție. Limitează, nu? N-au poliție, deci nu sunt resurse. Putința de a face aceste anchete importante, politică. Nu? Nu e voință politică, de unde vin presiunile? Și noi care visăm intensiv la, iertați-mă, confiscări de active dobândite în urma traficului. E departe până acolo. Acolo e departe, da. Ca să ajungi să confiști, trebuie să îngheți, să le găsești, să le... Ne mai vorbim de greutatea strângerii acestor dovezi. Da. Dar din limitări de acestea care țin de lucruri cumva mult prea banale, dar foarte importante, nu? Să n-ai cu cine, să n-ai oameni specializați, de fapt să nu vrei. Nu vrei, politic nu vrei. Politic în mod clar nu vrei. De ce? Întrebarea asta e mult mai complicată. De ce nu vrei? Și eu cred că dumneavoastră, presa, e rolul presei, e misiunea presei, să-i cheme pe acești oameni să-i întrebe. Sunt acum în campanie. Ce au de gând să facă cu justiția? Și iată, s-au pus aici niște întrebări foarte punctuale. Ce se întâmplă cu acel document, cu acea lege? Da, sunt lucruri concrete. Și asta este rolul presei, cred, să-i întrebe. Așteptăm cu mare interes și politicienii să vină să dea aceste răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, pentru această discuție tulburătoare, aș putea să spun, foarte emoționantă și toată admirația mea pentru faptul că vă implicați în cauze atât de greu de dus, inclusiv din punct de vedere emoțional. Și privesc chiar spre doamna Tăbușcă, cercetarea pe care o faceți și vigilența aceasta e rarisimă. Vă felicităm și vă mulțumim pentru tot ce faceți. Doamnelor și domnilor, sper că ne-ați urmărit cu interes. Sunt lucruri care ar trebui să ne pună, mă repet, extrem de serios pe gânduri. Vom continua subiectul și analiza noastră, dar până data viitoare, numai bine!